Oameni buni, suntem pe Valea Leșciorului și ne îndreptăm spre vârful Heniu. Am intrat pe un afluent al Leșciorului care se numește Valea Arieșului. Iată, o denumire foarte interesantă. Am mai întâlnit-o, bineînțeles, în Apuseni, dar și în Țibleș undeva, în partea de sud, vest a Țibleșului. Așa urcăm pe acest drum cu minte până la un moment dat. Este 30 decembrie 2020. Este o vreme, așa cum vedeți, nu este foarte frig afară. Sunt 0,5 grade peste. Așa. Cu plus, deci. Nu este zăpadă. Cerul este destul de degajat. Eu sper să avem o vreme bună și să vedem niște lucruri faine, pentru că mergem pe un traseu mai puțin circulat de turiști. Mergem într-o tură de explorare, cum s-ar zice. Iată că ieșim într-o poiană, poiana secăturilor, pe culmea Secături Făgețel. O să avem niște perspective faine de aici. Da. Bă, cineva și-a lăsat sacii de cartofi, nu? Nu? Ia, de sagii. O lăsat de sagii cu gunoi aici lângă drum. Ce? Ah, sigur. Iată o haldă de gunoi aici în pădure, sub drum. Așa. Tipic. În apropiere de Leșu. Da, deci vin unii ori de pe culmea asta, ori din sat și lasă aici gunoaiele în pădure. Da. Ce părere aveți, oameni buni? Se verifică, nu? Teoria pe care am enunțat-o de atâtea ori că pădurile sunt halde de gunoaie. Dați-o și acolo. Da! Imediat vom ajunge într-un punct cu vizibilitate spre Leșu. Doamne, cum? Te mai bucură! Deja se văd niște gospodării în această poiană și se vede, de fapt, toată culmea până sus, deasupra vâi. Super! Mergem pe un drum inedit, circulat mai mult de localnici și mai puțin de turiști care preferă varianta
standard. Drum. Așa. Da, într-adevăr, ajungem într-o mică așezare agricolă. Iată. Această așezare, ce frumoasă este. Mulți pom fructiferi pe aici. Livezi, fânețe, vaci negre, Angus. Super! Intrăm triumfători în această așezare. Întâmpinați câinește, ca de obicei. Iată, s-a pregătit ogorul. Aici, din toamnă. Căței! Ah! Așa-i, așa-i! Așa-i, așa-i! Aveți dreptate! Nu fiți răi, mă! Ce, n-ați mai văzut, oameni? Du-te! Stați acolo! Stați acolo! Stați acolo! Nu fiți răi? Iată, în fundal se vede măgura neagră. Ce frumoasă este acolo! Și aici, jupcii! Jupcii sunt clădiți! O cireadă de... Gata! Vaci Angus! Nu fiți răi, mă! Dar ce sărăcea? Iată acolo cireada de Angus. Vite pentru carne. Iată-le, oameni buni, niște vaci tinere, Angus, pentru carne. Mergem mai departe. Ne aflăm în poiana secăturile. Așa, petrecuți de niște câini însoțiți, escortați de niște câini. E bine, înseamnă că nu e pustie zona. Nu fi rău, mă! Până unde vrei să mergi? Vii pe Heniu cu noi? Avem în față o gospodărie tradițională, cu camere de locuit, șură, grajd, se vede acolo grămada de gunoi scoasă, o corlă, un staul aici pentru capre, văd eu. Se vede fundul văii Arieșului. Acolo pe deasupra o să trecem noi. Ceva mai târziu însă
foarte mult șacal. Valea Leșului și Măgura Neagră. Avem pe cineva aici să povestim? Bună ziua! Suntem în Poiana Secăturile? Secătura Arsului? Dacă ținem culmea tot așa, ne ducem până pe Heniu, nu? Heniu mare. Da, mai Heniu, aici ai Ilon. Așa. Ca să ne întâlnim cu drumul care vine de la Strâmba. Da, pe aici. Tot pe culme? Da, așa e, așa e drum. Așa, așa, așa. Nu mai acolo și tot la deal. Și ajungem acolo sus, nu? Pe dunga așa. Pe dunga aia și după aia prin pădure acolo. Așa e drum. Și a fost niște poene care se zvârlu, niște preluci care coboară spre Strâmba. Țineți numai creasta. Creasta, se conește drumul mai dungul la deal. Aici locuiți tot timpul? Da. Serios? Vă duceți în vale, vă aprovizionați? Da. Ferma aia cui cu vacile alea? Da, un vecin e la vale. Pentru carne, nu? Da, zice, Angus. Da, da. Super. Nu. Așteptăm să aducă și în bistiță. Vă doresc sărbători fericite. Dumnezeu vă dă-i bine. An nou fericit, să trăiți, numai bine. Aveți drumul. Mulțumim. Bine. Mulțumim. Așa, așa, așa. Mulțumim, mulțumim. Da. Așa au zis că stau permanent aici. Ha? Ai vedere spre Ineu, nu? E răsturată, Sani. Poți să mergi un pic mai încolo, dacă vrei. Să te uiți. Acolo te-am făcut o tură. De la Blazna unde ai fost? Stânga, dreapta, unde? Iată, oameni buni. La Blazna unde ai fost? Că putem să întâmpinăm și Munții Rodnei. Zăpadă de la 1200 de metri, 1300 de metri în sus, e zăpadă. Aceasta este așezarea din Săcătura Arsului. Iată-o. Și putem vedea Munții Rodnei acolo în fundal, cu zăpadă. Din coace este Măgura Corni, Măgura Neagră, fără zăpezi. Privim spre Opcina și spre fața Leșului. Super! Deja în partea stângă se văd releele de pe vârful Heniu. Suntem pe drumul cel bun. Iată că facem cunoștință cu niște aspecte etnografice interesante aici la Leșu, pe Valea Arieșului, afluent al Leșciorului. Am găsit această așezare din Săcătura Arsului. Iată această mică așezare aici, permanentă, așa cum a zis omul.
se văd deja și măgurile de la obârșile Tureacului, pentru că mai încolo este valea care coboară dinspre Arendaș. Este valea Ierboasa, afluentă a Leșului. E liniște și pace la sfârșit de decembrie, la sfârșit de an. O vreme incredibilă. S-a dat clima peste cap, asta este clar. Zăpezile vor veni după anul nou. Iată, acolo este vârful Heniu Mare, 1611 metri, unde vom ajunge noi imediat. Urmărind această culme, un fel de picior al masivului Heniu. Suntem față în față cu munții Rodnei, oameni buni. Iată cum se vede culmea principală și culmile laterale care coboară spre sud, spre valea Someșului. Avem perspective de la dinspre Pasul Rotunda și până spre Craia și Detunata. Și se văd văile cum pătrund spre interiorul muntelui. Aici, în fața noastră, este culmea Opcina, care vine din Măgura Neagră și duce până în Valea Leșului. O culme super faină. Avem o altă perspectivă spre munții Rodnei, se vede masivul Bârlea, așa, Valea Rebrei și culmea Craia. E un pic de nor acolo, pe Detunata, deci la 1700 de metri. La noi e bine. Iată, o să răsară și soarele. Se vede vârful Heniu Mare. Noi avem în fața noastră un fel de perete pe care trebuie să urcăm. Iată răsăritul. Am prins răsăritul aici, pe Heniu. Da, super imagine. Ne-am ridicat mai sus, oameni buni, și putem vedea foarte bine Valea Leșului, spre Lunca Leșului, așa, iar pe partea stângă se vede culmea Opcina, care vine din Măgura Neagră și duce până în Valea Leșului spre vest. Aici, aproape de noi, în stânga, este jos, este fața Leșului, cu un peisaj cultural deosebit de interesant, marcat de gospodării răsfirate și proprietăți delimitate de perdele de vegetație și de garduri. Întreg flancul sudic al culmii Opcina este sub influență antropică, pentru că este un versant însorit unde se coceau pe vremuri cerealele, se făceau fructele, se pășuna, se făcea fân. În fundal este culmea munților Rodnei, impozantă.
suntem niște norocoși astăzi să putem sorbi acest peisaj. Am ieșit pe un platou la vreo 1200 și ceva de metri și privim spre vârful Heniu. Așa, de pe la 1400 de metri în sus se pare că ar fi zăpadă, se vede acolo în poiana Heniului și prin pădure. Da, e fain traseul ăsta pentru că ia prin surprindere muntele. Vom intra imediat în pădure, în pădurea de fag. Copacii sunt în adormire și au încetat toate funcțiile. Așa, seva nu se mai mișcă așa de repede, nu mai circulă. Frunzele au căzut, nu se mai produce fotosinteza, așa că și copacii hibernează până când vor primi semnalul că trebuie să-și pornească motoarele și atunci vor începe să înmugurească pentru a se putea hrăni cu frunzele în prezența luminii. Seva va începe să circule. Așa, totul va reveni la viață. Vor veni și locatarii pădurilor. Și apoi, până prin iunie, așa, va fi o zarvă prin codri de numai. Ne tot ridicăm și vedem în acest moment creștetul măgurilor din valea Ilvei. Se vede măgura mare sau măgura caselor, măgura lui Arsente, chicera mare și chicera mică de la măgura Ilvei, măgura Corni. Și în fundal, zidul munților Rodnei. Acolo este o altă lume, un alt râm. Ne-o spun zăpezile. Se văd și munții Suhardului. Este o zi calmă. Am prins un pic de omăt, de vreun centimetru, așa. Intrăm în pădurice, după care vom ieși într-o altă poiană, vom intra iarăși într-o pădure și apoi vom ieși în poiana Făgețelului. De acolo vom prelua o culme care vine din Valea Strâmbei și ne vom duce spre Heniu Mare. Da, pe aici este vânat, că uite, acolo e foișorul pregătit.
E străvechi. Da. E străvechi. Dar îmi poate să spun asta. Ion. Da. Poți să crea vârful ăsta. Și să ieșim în înșeoarea aia de acolo. Nordul e tot. Ia, uite, bă, un alt punct de observație aici. Asta e de tragere. Da. Asta e suspendat. Uite-l acolo. Pe piloni. Ah, uite-te. Un cert aici. Un cert. Uite. Asta e un loc de tragere pentru ușa. Ușă. Tot ce trebuie, acoperiș. Da, este o construcție în scop vânătoresc. Privim spre vârful Heniu. Suntem la obârșiile Arieșului, acest afluent al Leșciorului pe care am urcat noi la început. N-am văzut urme de animale sălbatice. Încă mă refer la urs, la căprioare, jder, așa. Deși, iată, aici sunt construcții de vânătoare, semn că este un traseu al animalelor sălbatice. S-a abandonat pădurea iernii și zace așa. Așteptând zăpezile. Du-te în dreapta ca să vezi perspectivele încolo. Uite, țibleșul în zare. Dealurile Năsăudului. Ilva mică. Da. Iată, oameni buni, privim spre Ilva mică. Privim spre Ilva mică. Așa. Se vede valea Someșului Mare până încolo spre Salva. În fundal este Țibleșul și se vede și Măgura de la Ciceu acolo departe undeva. Observ aici niște ridicături de pământ, s-ar putea să fie niște locașuri de tragere aparținând liniei Arpad, pentru că aici la Ilva Mică, pe dealul Poncelor, undeva aici în fața noastră, este un sistem amplu de fortificații. Da, privim în acest moment spre Valea Someșului Mare. La
Nepos la fel, drul are brișoara. Se vede și apoi năsăudul. Noi vom merge mai departe. Deja vântul se strecoară printre copaci și ne transmite ceva. Oameni buni, suntem pe urmele animalelor, așa cum ziceam. Se văd aici niște urme de copitat, de căprioară, de cerb. Așa, iar din coace se văd niște urme de urs. Pentru că, iată cum mi se vede talpa cu ghearele. Priviți. Așa. Deci, suntem pe poteca animalelor. Da, da, da. Probabil o coborât în vale. Către strâmba. Fii atent, o luat așa el. Prin pădure. Nu, nu, nu. Ce, da. Da. Venim să mergem cu mașină. Da, 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 știu. Acum da. S-o fi lăsat. Da, 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 da. Păi așa de aici avem rapac. Sigur. Intrăm în poiana făcețelului. Fața este vârful Heniu Mare. Privim spre Valea Someșului Mare, de la Feldru încolo spre Năsăud. Se văd dealurile Năsăudului, dealurile Ciceului. Și iată toată Transilvania. Aici este culmea Măgura și deja putem vedea traseul care ne duce spre vârf prin pădurea de molid, acolo în fața noastră. Pe curbă de nivel se poate ajunge în poiana Heniu, acolo la 1400 de metri. Sunt foarte multe drumuri forestiere pe flancul nordic al culmii Măgura, de asemenea și pe fața nordică a Heniului, aici la obârșile Arieșului. S-a defrișat pădure, s-au efectuat tot felul de lucrări, probabil silvice, și au rămas foarte multe drumuri. Suntem pe un platou frumos, se văd aici niște adâncituri și niște movile de pământ. Sigur, au fost și aici ceva locașuri de tragere, aparținând linia Arpad din timpul celui de-al doilea război mondial. Urcăm în altitudine, s-a întețit vântul. Nu-i de glumă.
păsări de iarnă ne salută. Singurii locuitori ai pădurilor în acest moment n-au concurenți, n-au competitori, dar nici hrană nu prea găsesc. Câteva raze de soare luminează dealurile dinspre Someșul Mare. Departe se vede Țibleșul, spre dreapta. Aici este culmea Măgura, care vine din prelucile Heniului și face juncțiunea cu traseul nostru imediat. Suntem pe urmele unor căprioare, urma de urs a dispărut, dar e clar că pe aici circulă copitate în timpul iernii. În acest moment întâlnim traseul care vine pe culmea Măgura și ne înțepăm în el, așa ca băieții. Urmează un tronson abrupt. Vin spre Heniu Mic. Foarte multe drumuri sunt și acolo. Se vede și tomaticul. Și culoarul Bistriței Ardelene până la Bistrița. Și o vrut el de sus să faci un bonus în plus față de noi. Da. Antrenament. Un pic de mișcare la profesioniști, așa le trebuie. Pentru că de-ar avea două telefoane, știi? Că vibrează picioarele. Acum ați mers singure, știi? Ticu. Bă. Îți mers singure picioarele. Știi ce? Ăla, handicapatul cu structura, nu mă lasă. Sunt că mi se pune ca și turcei. Dacă s-o țin. Bine că mă las așa. Alergare mânișoară. Asta e ea. Da, da, da. Mai domol așa, intrăm într-o altă etapă. Înțelegi? Intrăm într-o altă etapă, mă.
Schimbăm prefixele? Cât de curând? Da, suntem la 60 minus, da. 50 plus, 60 minus. Suntem pe ultima sută de metri, aș zice. Iată cât de aproape sunt releele de pe Heniu. Imediat vom ajunge pe creștet. Aici zăpada e mare, are 15 centimetri, probabil. Urcăm spre vârful Heniu. Am trecut prin mai multe sectoare ale acestui munte. Am venit pe Heniu Leșenilor, apoi am trecut spre vest, spre Heniul Ilăoanilor și imediat vom ajunge și pe Heniul Prundenilor. Mai este până în chelie două dealuri și o bărbie. Mai este. O țâră, dar cum am făcut până aici, îți dai seama că l-am face și pe ăsta. Da. Nu? Ce sărăcie. Da. Nu ne lăsăm. Frumos, frumusețe, zăpadă. Super, uite, aia și zăpadă, și iarnă. Am prins și toamnă, și iarnă. Da. Da, aici este iarnă. Da, binelea, e vânt, e zăpadă. Suntem între două lumi. Astăzi, între o toamnă super târzie și o iarnă zgârcită. Iată, ne ieșiți aici sub releie. Aici e iarnă, cum ziceam. Și deja suntem pe traseul normal care vine din Valea Leșciorului prin poiana Heniului, cum se zice. Așa. Traseu cu perspective deosebite spre munții Rodnei, spre flancul sudic al munților Rodnei, spre culmea Opcina, spre Valea Leșului și a Someșului Mare. Iată și spre Valea Bistriței și spre Valea Bârgăului de aici, pentru că suntem pe Heniul Prundenilor. Am trecut de pe Heniul Ilăoanilor, pe Heniul Prundenilor. Pădure de antene. Pădure de antene. Ajungem la refugiu de sub vârf și de sub releu. Intrați în refugiu?
mergem până pe vârf și după aia venim înapoi la refugiu. Și ajungem și pe vârful Heniu. În condiții de iarnă. E un vânt praznic aici. E bine, e bine. Bun, și încolo deja se văd alte măguri ale Burgăului, se vede muncelul. Se văd o măgură de la obârșire Tureacului, Oala, Căsaru și toate celelalte. Nu le mai enumerăm pentru că se știu. Da, se vede și lacul. Piatra lui Orban, piatra Bridireiului și a Oblajului, foarte frumos și bineînțeles bisticiorul acolo în spate, o perspectivă deosebită. Oameni buni spre Călimani. Extraordinară priveliște. Acolo este ținutul Brâgăului. Dincoace este ținutul Leșului și al ilvelor, în depresiunea Dornelor, e o mare de nori. Foarte fain. Mai privim spre Colibița, spre culmea dealul Negru, spre piatra lui Orban, spre Bistricior, spre măgurile Burgăului. Trecem și în Valea Leșului și privim spre Măgura Neagră și spre culmea Opcina. Ne retragem pentru că este un vânt năprasnic aici pe vârf. Tura noastră tradițională de iarnă s-a produs, s-a comis.